De ce cred în prioritatea credinței față de legea sinaitică? Epistola către Galateni a fost scrisă pentru a-i îndrepta pe credincioșii din Galatea, care deveniseră victime ale învățătorilor iudaizanți. Aceștia îi bulversau cu un fel de evanghelie a legii, care îi învăța că după ce au crezut în Hristos, secretul atingerii perfecțiunii spirituale și a maturității este întoarcerea la lege. Aceștia îi învățau pe galateni că doar prin ascultarea de lege și credința în Hristos vor ajunge de desăvârșiți. Ca rezultat al acestei învățători, ei au ajuns confuși din punct de vedere doctrinar, încurcați în neînțelegeri, plini de dispreț reciproc, plini de certuri, atacuri la persoană, gata să, să îi neglijeze pe învățători și păstorii cei buni și să îi pe învățătorii fași. De aceea, Pavel îi îndeamnă să se întoarcă la prioritatea și supremația ascultării de Duhul Sfânt și să aibă roada Duhului în viața lor. Pavel este unul din cei care au apărat întotdeauna importanța și prioritatea credinței față de leg legămintele legii. Pavel recunoaște că uneori relația lege-har a fost declară și chiar pentru unii dintre apostoli, cel puțin în unele din consecințele ei practice. Privind spre argumentul epistolei, Observăm cum Pavel argumentează prioritatea credinței față de legea sinaitică. Acest argument îl găsim cuprins între capitolele 3 și 5. Apostolul Pavel își construiește argumentele folosind experiența creștină cu dovezile din Vechiul Testament. Astfel, Pavel explică galatenilor că au cunoscut mântuirea și darurile Duhului prin acceptarea credinței, nu prin ascultarea legii, întărindu-și argumentul cu dovezi din Vechiul Testament. că da? Credința este anterioară legii. Avram a crezut, vedem asta în, în Geneza, în capitolul 15, capitolul 12. legea aduce blestemul, dar Hristos aduce binecuvântarea. De asemenea, el afirmă că făgăduința este înaintea legii. Nu poate fi înlocuită. Apostolul Pavel le amintește galatenilor că scopul legii nu este acela de a aduce viața, ci de a fi un pasnic. Astfel, Pavel le prezintă soluția ca fiind identificarea cu Hristos în botez. Prin urmare, Duhul primit este semnal înfierii, al ieșirii de sub lege. Pavel demonstrează că harul și credința reprezintă un pas înainte față de lege, astfel încât o întoarcere la lege nu ar avea niciun sens. La fel nu are sens să păstrezi și legea și pe Hristos ca să fii sigur de o mântuire întreagă, de săvârșită. El ar, arată că, de fapt, Harul și Făgăduința preced legea. Apostolul Pavel descrie legea ca fiind o paranteză istorică încheiată, care a fost adăugată ca să oprească fără de legea și a ținut atât timp cât a fost nevoie ca să îndrume lumea spre Hristos, precum o face un pedagog. Pavel își continuă argumentul ca e, că experiența păgână le indică faptul că întoarcerea la lege este tot una cu întoarcerea la învățăturile începătoare, dinainte de pocăință. Acest aspect poate să fie găsit în capitolul 4. Și de asemenea, experiența creștină a galatenilor le arată că legea nu a avut efecte pozitive în biserica lor. Acea credință care le-a adus mântuirea îi făcea fericiți la început și plin de altruism, pe când acum sunt dezbinați. Apostolul Pavel face trimitere la simbolismul mamei al capitalei și al muntelui. Atât istoria legămintelor, Avram, Isaac și Iacov, cât și alegoriile Vechiului Testament, Sara și Agar, ca alegoria ale două legăminte al făgăduinței, confirmă întâietatea lui Hristos și a legământului său în istoria mântuirii omenirii. De aceea cred ceea ce cred.